Rezultatele simulării examenului de bacalaureat au fost dezamăgitoare pentru cei de la Colegiul Tehnic Ion Mincu din Timișoara. La proba de matematică, doar în jur de 3% dintre candidați au luat note peste 5. Simularea s-a desfășurat în aceleași condiții ca și cele specifice unei probe de bacalaureat. Stăm nu chiar foarte bine, suntem nemulțumiți, o să facem o analiză la nivelul școlii. Dacă la limba și literatura română numărul celor care au obținut note de peste 5 și, mă rog, în jurul notei 5 a fost de aproape 40%, la matematică stăm destul de rău, doar 5 dintre elevii care au participat la simulare au trecut de 5. La istorie, în schimb, aproape jumătate dintre elevi au luat note de peste 5. În prima probă de simulare au lipsit 17 elevi, în cea de-a doua 20 de elevi și eu cred că procentul participanților este destul de bun. Cred că era foarte important pentru ei să obișnuiască condițiile de examen. Am făcut simularea conform metodologiei, adică inclusiv cu camere de luat vederi care înregistrau și sunet, nu doar imagini, și ei au fost puși în situația de a rezolva practic cerințele de la subiectele date. Directorul unității școlare consideră că elevii de clasa a 12-a sunt inconștienți în ceea ce privește importanța promovării examenului de bacalaureat. Eu cred că încă nu au conștientizat faptul că bacalaureatul se apropie și unii dintre ei consideră că mai au timp. Am întâlnit însă și situații de elevi care erau foarte preocupați și faptul că am făcut această simulare le-a mai trezit un pic interesul sau poate că a fost un sunet de clopoțel care să-i trezească, totuși vine bacalaureatul. Cea mai mare notă obținută de candidații de la Mincu a fost în jur de 8,90 la proba de limba română.